Vă salut! Ia să vedem ce dată avem. Luni, 24 octombrie. Uite ce facem noi. Căutăm să vedem la care mai trebuie un pic de hrană. Îi mai dăm. Sau care ni se pare că așa, îi mai punem o găleată. După cum se vede, majoritatea îs buni. Acolo la unul trebuie mai în spate la încă unul. Sau nu? Ia că mai vine o găleată. Nu, e doar la unul. Restul mai avut în burcanic. Ah, deci nu o gătată la. Ok. Și să vă arăt cum natura se pregătește pentru anul viitor. Uite. Mățișorii. Pentru anul viitor am depinde cum continuă toamna. Uite ce fain e. Să pregătesc, astea sunt fructele, nu știu cum e asta, că mi s-a spus cum e asta, dar am uitat. Foarte bun pentru albine. Planta asta, care face florele albe, mi se pare că foarte devreme să pregătește. Poate că o să înflorească prin decembrie. Poate, nu știu. În rest, după cum vedeți, sunt cam uscați, nu s-au revenit foarte bine toți. După seceta care am avut-o. Uite așa asta. Asta nu e normal să înflorească acum. Dar vedeți, crengele uscate, au dat un pic de frunzuliță tânără și au și făcut ceva arțară ăsta sau. Uite cum. Au și făcut. Ce vedem asta? Uite și asta, asta un pic mai, e mai întârziat. Dar se vede că se pregătește în forță. Ăsta au și înflorit. Nu mai avut răbdare până la primăvară. Nu flori foarte mari. Nu foarte mari. Dar nu mai putut să aștepte. Uite aici, cred că avem unul în curs de curtișag acolo. Deci se vede din start, îl văd, nu și-o gătat siropul. Vedeți, în jur la găleată nu-i nicio albină. La ăla, în jur la găleată, îi plin. Deci asta sigur îi în curs de a fi furat. Vedeți, lângă stau albinile, se apără, lângă stau și se apără, stau și se apără. Da, deci siropul e aproape plin, că îl simt la greutate, uite cum iasă. Deci asta o să-l încărcăm în mașină. Ia uite cum s-a bătut aici. Totuși albinile au câștigat. Hehe. Așa, ieșiți afară, asta o să-l încărcăm. Și aici, albinele sunt un pic în alertă. Albinele. O să deschid și un stup. Uite, eu eram aici, la paletul ăsta eram. Mi-a trebuit, nu știu, două, că ăla, cred că nu a gătat ăla de acolo. Hai să vedem și... Uite că nici ăsta nu a gătat, ăsta trebuie să mă uit la el. De ce nu a gătat? Albinele scalme. -24 de grade, 24 octombrie, ora 4:21. La soare, când mai vine câte o rază de soare pe nori, vedeți cum sunt norii, e cald bine. E cald, chiar fain. Și aia fac eu acum. Cântărim. Mă, stai că vreau să deschidem unul. Cum e a tău? E ok? Stai să aduc fumul. Că eu sunt fără. Ia uite cum sunt eu. Și acolo o bluziță. Asta mi-o pun în cap că mă mai protejează de albine. Să nu mă înțape. Hai să vedem.
Cam așa se prezintă. Nu mai deschide. Dar se vede că ceara albă un picuț, nu știu cât se vede pe telefon, cum e albă. Uite și acolo. Nu știu dacă e de la sirop sau o cules ceva. La noi încă mai găsesc ceva cules. Nu neapărat mult, dar încă mai găsesc ceva. Cules. Hai să-l vedem pe ăla furatul. Dau un pic de fum la fiecare. Ia uite. Și viesc, și albine, toată lumea. S-a servit. Și încă mai are miere. Încă mai are miere. Uite cum sunt ramele, grăsane încă. A, de ce a murit ăsta? E o întrebare bună, că putem să scoatem o ramă. Ia uite cum mai are. Tratamentul a avut, dar nu știu. Aha. Uite ce văd acolo. O botcă, asta e primul indiciu. Și doi, vă uitați la fagure cât e de nivelat. Nu știu dacă nu a fost de trântor. Trântorit. Vedeți ce denivelat e fagurul. Uitați-vă și aici. Să văd alveolele cum au fost de... Așa îi zice că e bun. Dar când te uiți de sus, vezi că e foarte denivelat. Ia uite. Și aici încă doi care au rămas. Observați, no, ăsta a fost trântorit. Nu știu din ce motiv. De regină, de albine, nu mai contează. Noi când l-am tratat, dacă îl deschizi și vezi că e calm și nu-ți prezintă indicii așa, îi tratat. Dar, na, nu e o așa mare problemă și așa era trântorit. Măi, ce mă atac albinele. Trebuie să închid. Să mă duc să-mi iau masca. Că mă caută albinele. Uite cum stau tătie. Bun, vă salut și toate cele bune. Văd că numai unul singur e cu probleme. În rest mă uit, latați la ordiniș. E ok. Ia uite și aici. Se pregătește și alunii se pregăte, dar n-am aici alun că v-aș arăta cum zici? Altul? Ai mai găsit unul? Da, uite al doilea, ăla meu e plin de miere. Asta a fost, uite, chiar la ramică. Asta a fost, da, uite, asta se vede că l-o găurit sever. Hoțele. Hai să scoatem o ramă. Uite unde a fost mierea. Uite cum a făcut rama. E goală, uscată. Dar și asta. Vezi cum e de denivelat. Uite-te aici. Cum e de denivelat în zona asta. Și asta a fost de trântori. Vezi acolo jos s-a dat bătălia crâncenă. Acolo. Albină mortă plus după aia ceară. Ai ok, ramele se pot recupera. Aha. Deci avut mai multă miere decât o puită ribina. Da? Da. Da, mă. Da, uite, vezi rama asta și fi zis că... Ia uite, e ribina, da. Jos. He-he. Ultimul supraviețuitor. Uite-o. Îmi pare rău de tine. Dacă n-ai fost în stare să îți aperi colonia, n-am ce să-ți fac. Hop. Am scăpat-o în iarbă. A fost bun, dar micuț. Da, a fost bun, uite. Dar micuț, ăsta numai dacă nu a schimbat cândva. Eu rămas așa micuț. Da, a schimbat, uite aici. Aha. De la celule vechi. Uite. Da. A schimbat prea târziu și asta se întâmplă. Asta e.
nu vă arăt cum omor regina, că nu e un lucru plăcut, nici mie nu-mi place, dar n-am ce să fac cu ea. Nu vreau nici să o dau la altă colonie, din cauza că nu e o regină bună. Sau, hai să spun, poate că era bună, uite, dacă schimbă târziu, poate că e bună, dar vă dați seama, când deschid unul care e negru de albină sub capa, sub găleată, care e foarte populat, nu găsesc aici, ia. Vă dați seama că unul micuț, da, pe aia am arătat și eu, unul micuț, săracul, care are o palmă de albină, n-are ce căuta aici, între ăștia mari. Îl execută una, două. Bun. Gata. Nu mai stăm ca să lucrăm. După aia trebuie să mergem la pescuit. Vă salut!